În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Preacucernice, Părinte Consilier, preacuvioși, preacucernici părinți, preacuvioase maici, drept măritori creștini și pelerini la Sfânta Mănăstire Bic. Dacă acum 2000 de ani Sfântul Ioan Botezătorul se retrăgea în pustiul Iordanului ca să se roage, ca să-și desăvârșească viața, așa și noi, de la mic la mare, la ceas de sărbătoare, am venit în acest loc binecuvântat al României, al Ardealului, la Mănăstirea Bic, un loc cercetat și căutat de pelerinii din întreaga țară, nu doar din Sălaj. Am venit să ne rugăm să fim în comuniune împreună cu Sfântul Ioan Botezătorul. Dacă din punct de vedere geografic Iordanul este departe de aici, din punct de vedere spiritual, este lângă noi. Sfântul Ioan Botezătorul este pretutindeni, este rugăciunile celor care îl cheamă. Maica Domnului de asemenea este pretutindeni, este în inima și în sufletul credincioșului oriunde și oricând. Duhul Sfânt este pretutindeni, deci suntem aproape de Iordan și aici, în această frumoasă poiană, la Mănăstirea Bic. Sfântul Ioan Botezătorul este rodul unei rugăciuni, unei rugăciuni profunde a preotului Zaharia și a sfintei sale soții, Elisabeta. N-au deznădăjduit niciodată. S-au rugat până la adânci bătrâneți să primească rod, să primească și ei un copil și iată că au primit și nu orice fel de copil, ci cel mai mare om născut din femeie. Omul este darul lui Dumnezeu. Și spunea cineva atât de frumos că omul este un fir de busuioc pe care Dumnezeu îl seamănă pe pământ ca mai apoi la vremea cuvenită să-l răsădească în rai, în împărăția cerurilor. Atât de frumos se vede de aici, de pe solea altarului de vară, poporului Dumnezeu. De aceea cred că și pe noi, pe toți care venim cu atâta evlavie, cu atâta credință aici, la Mănăstirea Bic, la vremea potrivită Dumnezeu ne va răsădi și nu oriunde, ci în rai. Ăsta este țelul fiecărui credincios, să ajungă în rai. Să ne gândim la un lucru frumos. Cu toții, atunci când suntem plecați de lângă căsuța noastră, ne dorim cu din adinsul să venim acasă, oriunde am fi. În apropiere, în îndepărtare, în altă țară, ne dorim să venim acasă la părinții noștri din lumea aceasta, pe care nu ni alegem noi, ci ni dă Dumnezeu așa cum sunt ei. Ei bine, trebuie să ne dorim ca la vremea potrivită și rânduită de Dumnezeu, să ne întoarcem la Tatăl nostru cel din ceruri, pentru că cu toții
suntem fii al lui Dumnezeu. Noi nu trăim în lumea aceasta în neant. Noi nu suntem ai nimănui. Noi suntem fii lui Dumnezeu, care niciodată nu ne lasă, nu ne întoarce spatele oriunde am fi, mai ales atunci când mergem acasă la El. Biserica este casa lui Dumnezeu, mănăstirile sunt grădina Raiului și aici, mai mult ca oriunde, primim binecuvântare, vindecare, har, tămăduire și liniște. De pildă, credința noastră a poporului român nu este de oriunde. Este o credință primită direct de la Hristos, pe linie apostolică de la Sfântul Apostol Andrei. De aceea noi suntem un popor atât de evlavios și de credincios. De aceea, de poporul român, încă nu se ating răufăcătorii, pentru că suntem sub ocrotirea lui Dumnezeu. Suntem datori să ducem mai departe această credință vie, să o practicăm și să o transmitem din generații în generații, căci este temelia noastră. Poporul român se identifică cu trei mari lucruri. Care sunt oare acelea? Primul, credința. Credința ne unește, credința ne dă putere, credința ne dă curaj, credința ne întărește atunci când ne este frică. Omul credincios în Domnul este curajos. Apoi, cât este de frumos că suntem cu toții aici. Nu facem nimic decât ascultăm și stăm și ne rugăm. Și mergem acasă atât de împliniți, de întihnă și de liniștiți, pentru că Harul lui Dumnezeu vine peste noi. Nu poate fi un dar mai mare decât Harul lui Dumnezeu. Al doilea lucru este familia. Poporul român ține la familie și este un lucru identitar, un lucru, o valoare inestimabilă pe care noi o avem. Cât e de frumos când te duci în sânul familiei și stai la masă cu copiii, cu părinții, cu frații. Atâta bucurie nicăieri nu găsești ca și la casa ta, în sânul familiei. Occidentul, de pildă, acum aduce fel și fel de curente, de modernisme, dar care se demodează de la an la an, însă noi rămânem cu aceeași identitate solidă. Și apoi, al treilea lucru este tradiția, iubiți credincioși. Tradiția noastră ne identifică pe noi. Ori de câte ori vedem o ie românească îmbrăcată, ne aducem aminte de zona noastră, de neamul nostru, de țara noastră, ne aducem aminte că noi suntem ai României, ai țării noastre. Și tradiția ortodoxă este aceasta pe care o vedem aici. Să venim în procesiune la Sfintele Mănăstiri, să ne rugăm și să dăm slavă Bunului Dumnezeu pentru toate câte ni le dă. Fără de Dumnezeu nu putem face nimic. Ziua de ieri a trecut, ziua de astăzi și clipa aceasta este a noastră. Spunea cineva atât de frumos că clipa definește veșnicia. Prezentul este cel care este al nostru. Acum, ceasul acesta îl putem gestiona bine sau rău. Noi dăm slavă lui Dumnezeu că îl gestionăm bine și vom fi răsădiți în rai.
Dar dacă clipa nu o gestionăm bine, putem fi lipsiți de bucuria veșniciei. Iar ziua de mâine este a lui Dumnezeu. Aceea nu ne aparține nouă. Noi ne facem planuri, gândim tot felul, dar nu știm dacă o mai apucăm. De aceea să-L rugăm pe Dumnezeu să ne facă parte de zile bune în Domnul, să putem cu toții să moștenim împărăția Lui. Deci, credința, familia și tradiția. Acestea sunt cele trei lucruri care identifică poporul român. Oriunde am merge, oriunde am fi, aceste lucruri nu ni le poate lua nimeni. Sunt ale noastre și vor fi ale urmașilor noștri. Încă un lucru deosebit. Noi aici suntem cât suntem, puțini, aș spune eu. Am putea fi și mai mulți. Neamul nostru este puțin în lumea aceasta, însă mai mult este dincolo. Trebuie să avem această dorință în noi de a ne întâlni cu cei care au fost neamul nostru, înaintașii noștri. Și numai prin rugăciune putem să ținem legătura cu cei care nu mai sunt printre noi. Și tot prin rugăciune putem să câștigăm loc în împărăția lui Dumnezeu. Aceste lucruri, dacă le reținem în această seară, atât de binecuvântată și de frumoasă, să ne apărăm credința, să o practicăm, să o propovăduim și să o lăsăm moștenire urmașilor noștri, să ne apărăm familia și să ținem tradiția noastră românească. Eu, de pildă, vorbesc cu emoție de aici, de pe solea altarului de vară, chiar dacă am mai vorbit de multe ori oamenilor. De ce? Pentru că nu în urmă cu mult timp mă înghesuiam și eu pe aici să am loc nu în altar, ci la strană. Veneam aici în practică la mănăstirea Bic de la seminarul teologic să facem ascultare. Și apoi iată cum Dumnezeu întoarce jertfa, întoarce efortul și stăruința înapoi și ne învrednicește să putem să slujim. M-am nimerit în această zi în zonă și am simțit cu dor că este bine să vin și până aici, chiar dacă mă așteaptă un drum lung acum până la Sibiu, căci mâine slujim acolo. Dar de aceea am spus că dacă clipa care o trăim bine în Domnul, El ne ajută. Îl rog pe Sfântul Ioan Botezătorul, cu rugăciunea mea umilă și smerită a unui preot tânăr, să vă dăruiască și dumneavoastră tuturor multă sănătate, multă putere, multă verticalitate să apărați credința în Domnul, multă pace și liniște în sânul familiilor dumneavoastră. Și aș încheia cu un testament, un testament al Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, mitropolitul Transilvaniei, de acolo, de la Sibiu, că dacă am venit până aici să vă aduc ceva, trei cuvinte deosebite. Aveți-vă bine, fiți pe pace, nu vă sfădiți. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Veniți toți creștini iubiți, să vărsăm la
păcat să se ferească, pocăința s-o împlinească, că a venit împărăția preamăritului Mesia. Stă-se curia Domnului, la tulpina pomului, iar pomul fără de roade se taie-n foc și se arde. Însă Irod n-asculta, trăind cu cumnata sa, soția fratelui său, spre hulă lui Dumnezeu. Într-o zi de sărbătoare, masă mare, chemând la el într-o seară pe toți boieri din țară, ca să beie în cinstea sa cumnata sa. Iar femeia țitoare avea o fată jucătoare, care i-a jucat din plin cel biat de vin. Iar el îi făgăduie că-i va da ce va pofti. Iar fata jucătoare, după învățul mamei sale, nu ceru bani, nici avere, nici mărire, nici plăcere. Pe tipsie vreau să capul lui Ioan și-n temniță au intrat și pe Ioan l-au luat, capul l-au Maicuță sfântă, cu drag am venit la tine, maicuță, într-un loc iubit am venit.
îți spunem necazul care îl mai avem noi cu toți din suflet. Te rugăm așa, scapă-ne, măicuță, de ispita grea. Am venit, măicuță, să te mai vedem, să-ți spunem necazul care-l mai avem. Roagă-te, măicuță, din cerul tău sfânt, câte greutăți sunt aici pe pământ. Am venit, măicuță, să te mai vedem, să-ți spunem necazul care-l mai avem. Crimi, omoruri multe și mari întâmplări, boli, măicuță, multe, fără vindecă. Am venit, măicuță, să te mai vedem, să-ți spunem necazul care-l mai avem. Tinerețea-i mare, tare floritoare, de credință, maică, nu e iubitoare. Am venit, măicuță, să te mai vedem, să-ți spunem necazul care-l mai avem. Merg către pierzare ca neștiutori și nu-ți cer, măicuță, al tău ajutor. Am venit, măicuță, să te mai vedem, să-ți spunem necazul care-l mai avem. Ei nu vor să creadă că tu le ești mamă. Mângâierea celor ce cu drag te cheamă. Am venit, măicuță, să te mai vedem, să-ți spunem necazul
acasă noi, măicuța. Te rugăm așa, nu-i lăsa să piară în durerea grea. Am venit, măicuța, să te mai vedem, să-ți spunem necazul care-l mai avem. Roagă-te, măicuță, pentru al tău popor, care strigă într-una după ajutor. Am venit, măicuță, să te mai vedem, să-ți spunem necazul care la tine vin, măicuța, la tine vin cu dor. La sfânta ta icoana, la sfântul tău izvor. Dar n-am ce-ți da, eu, maică, n-am ce-ți da. Numai inima mea, dar n-am ce-ți da, eu, maică, n-am ce-ți da. Ajută-mă, măicuța, să pot îngenunchea la sfânta ta icoană, arată-mi mila ta. Numai inima
Miluiește-mă cu mila și ascultă al meu glas, să nu cad de pe cale, chiar când sunt în necaz. Dar n-am ce-ți da, eu, Maică, n-am ce-ți da. Numai inima mea, dar n-am ce-ți da, eu, Maică, n-am ce-ți da. Ascultă-mă, măicuță, cu sufletul întreg, și-ntreaga mea viață de tine să mă leg. Dar n-am ce-ți da, Maică, n-am ce-ți da, numai inima mea, dar n-am ce-ți da, eu, Maică, n-am ce-ți da. Preasfântă Trei, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepând rădincio răspuns această rugăciune aduce în Ție, ca unui stăpân noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că în tot timp ne-am nădăjduit. Nu te mâneai pe noi foarte, nici pomenii fără legii noastre, ci caută și acum cu amilosii și ne zvește până de vrăjmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeu nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucruri mâna Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide nouă, prea binecuvântată, născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu perim cei ce nădăjduim întru Tine, să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Cred într-unul Dumnezeu, Tată la tot ziitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, Cel de-o ființă cu toată, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om.
și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Pontiu Pilat, și-a pătimit și s-a îngropat, și-a înviat a treia zi după Scripturi, și s-a înălțat la ceruri, și s-a de la dreapta Tatălui, și iarăși va să vină în slavă, să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care e Tatăl cu cele, și este una cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, care a trăit prin proroci, într-una sfântă, sfântnicească și apostolească biserică, mărturisesc cu odele și iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața viacului ceva să fie. Amin. Prin tine, izbăvindu-ne de tot necazul după datorie mulțumire, pe tine, apărătorul și ferbinte, sprijinitorul nostru, te rugăm, căci ai îndrăznire către Dumnezeu din toate nevoile ne slobozește pe noi, ca să-ți cântăm ție. Bucură-te, prea cinstite, înainte, mergătorule Ioane! Celor drepți, tu ești Ioane, prorocule, strălucind cu dumnezeiasca lumină, luminezi pe toți cei ce laudă dumnezeiască pomenirea ta și cu fervințială și dragoste tămăresc și zic către tine așa. Bucură-te, stea de lumină, purtătorule al luminii, bucură-te, făclie strălucitoare a toată făptura, bucură-te, cădere de peirea demonilor, bucură-te, ridicarea pământenilor celor căzuți, bucură-te, lumină necuprinsă de ochii omenești, bucură-te, adânc mare văzut de gândurile credincioșilor, bucură-te că tu ești povățuitorul mântuirii, bucură-te, că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te, dătătorile de bucuria credincioșilor, bucură-te, pezătorul blestemului pământenilor, bucură-te, prin care luminezi făptura, bucură-te, prin care se gonește necazul, bucură-te, prea cinstite, înainte, mergătorule Ioane! Bucură-te, Sfinte Ioane! Văzând toți prea luminată vedenia ta, prorocule, și noi zicem că prea măritul tău chip cu nepricepută înstăinare nouă se arată, căci atingându-te cu mâna de creștetul stăpânului, ai grăit așa, aleluia! Aleluia! Înțelegere din buze întinate, cum este cu putință a lăuda numele Tău, Dumnezeiescule Ioane, prorocule, și cel mai întâi tuturor cetelor dreptilor, ci rugăciune cu cântare aducem ție așa. Bucură-te, luminătorul vedeniei, cele neobișnuite, bucură-te, plinirea a multă lumină, bucură-te, laudă dumnezeiască a Sfinților lui Hristos, bucură-te, cel cinstit al dreptilor lui Dumnezeu, bucură-te, cunoștință fără de număr, ce-o dăruiești cântăreților tăi. Bucură-te, sănătate prea minunată, împărțită credincioșilor. Bucură-te, minune mult mărită de îngeri. Bucură-te, cel ce ești rană demonilor de mult plâns. Bucură-te, lumină mai strălucită decât soarele. Bucură-te, zarea focului celui dumnezeiesc. Bucură-te, luminarea și dulceața credincioșilor, bucură-te, povață și lumină orbilor, bucură-te, prea cinstite, înainte, mergătorule Ioane! Bucură-te, Sfinte Ioane, prea cinstite, înainte, mergătorule!
Doamne, prorocule, dăruiește nouă celor ce lăudăm înfricoșătoarea și uimitarea ta minune, cea purtătoare de lumină și ca aurul strălucitoare și preamărită că luminezi inimile credincioșilor celor ce cu credință cântă lui Dumnezeu. Aleluia! Lumea te are pe tine, mare apărător și bun ajutător, într-o nevoi pentru aceea ca pe un apărător al credincioșilor și grabnic zbăvitor. Te cinstim pre tine și într-o pomenirea ta darul ca acestea duce-n ție. Bucură-te, făcătorile de multe minuni, bucură-te, înțelepte dătător de poruncă nouă, bucură-te, fierbinte, risipitor de vrăjmaș, bucură-te, mângâitor al firilor celor necăjite. Bucură-te că te rogi pentru noi către Domnul, bucură-te că tu pe tiranul gonești de la noi, bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te că îndepărtezi gândurile cele pline de răutate, bucură-te fierbinte folositor al bolnavilor, bucură-te mărgăritarul cel luminat al lui Hristos, bucură-te prin care se luminează lumea, bucură-te prin care s-a agonivit cleșugul, bucură-te preacinstite înainte mergătorule Ioane. Bucură-te, Sfinte Ioane, prea cinstite înainte mergătorule. Din toate necazurile slobozești pe toți, care cu dragoste și bucurie săvârșesc pomenirea ta, cea purtătoare de lumină, Sfinte Ioane, prorocule și botezătorule, că luminesc ca o flăclie purtătoare de strălucire pe cei ce laudă pe Dumnezeu cu cântarea Aliluia! Aliluia! Soare purtător de lumină, sfeșnic cu strălucire de aur, sfințește, curățește pe cei ce prăznuiesc pomenirea ta cea dumnezeiască, că se înfricoșează tot strigând ție așa. Bucură-te, sfeșnicul luminii cele neapuse, bucură-te, scaun de nematerialnic foc, bucură-te, mângâierea spletească a pământenilor celor necăjiți, bucură-te, sănătate trupească a oamenilor celor bolnavi, bucură-te, stâlpul de bucurie, cel închip de foc al dreptilor, bucură-te, cetate de Dumnezeu sădită și frumusețea oamenilor, bucură-te, cârmaci prea luminat celor ce înoată, bucură-te, hrănitor prea mărit a celor flămânzi, bucură-te, stea mai luminată decât soarele, bucură-te, sfeșnic strălucitor cu raze de aur, bucură-te, dătătorule de daruri înțelepților, bucură-te, ajutorul celor lipsiți, bucură-te, prea cinstite înainte mergătorule Ioane. Bucură-te, Sfinte Ioane, vrând să mântuiască Domnul pe pământenii din înșelăciunea ei și din pustie ca un înainte mergător al Domnului și ai înmulțit pe pământ darul din destul sfinte și toate le-ai luminat cu dumnezeiască cunoștință. Pentru aceea cântăm lui Dumnezeu așa, Aliluia! Înainte stătător al cetelor dreptilor, tu ești Ioane, prorocule, că strălucind cu dumnezeiasca lumină, luminezi pe toți cei ce laudă dumnezeiasca pomenirea ta și cu fierbințeală și dragoste te măresc și zic către tine așa. Bucură-te, stea de lumină purtătoare a lumii, bucură-te, făclie strălucitoare a toată făptura, bucură-te, cădere de pieire a demonilor, bucură-te, ridicarea pământenilor celor căzuți,
Bucură-te, lumină necuprinsă de ochi omenești! Bucură-te, adânc mare văzut de gândurile credincioșilor! Bucură-te că Tu ești povățitorul mântuirii! Bucură-te că luminezi inimile credincioșilor! Bucură-te, dătătorule de bucuria creștinilor! Bucură-te, pierzătorul blestemului pământenilor! Bucură-te, prin care se luminează făptura! Bucură-te, prin care se gonește necazul! Bucură-te, prea cinstite, înainte mergătorule Ioane! Bucură-te, Sfinte Ioane, prea cinstite, înainte mergătorule! Prin tine, izbăvindu-ne de tot necazul, după datorita mulțumire pe tine, apărătorul și fierbinte, sprijinitorul nostru, te rugăm, cel ce-ai îndrăznire către Domnul, din toate nevoile ne slobozește pe noi, ca să scântăm, bucură-te, prea cinstite, înainte mergătorule Ioane. Bucură-te, Sfinte Ioane, prea cinstite înainte mergătorule! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, binecredincioșilor prezenți la această sfântă slujbă și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Și pururi apomeniți, ctitori acestei sfinte mănăstiri, și pentru toți cei mai înainte adormiți, părinți și frații ai noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni. Doamne, miluiește! Doamne, fac bine în sfântă mănăstirea aceasta, pentru cei care se ostenesc, pentru cei ce cântă, pentru tot poporul care stă înainte și așteaptă de la Tine, mare și bogată milă. Doamne,
miluitor de oameni Dumnezeu ești și ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Înțelepciune. Binecuvântat Hristos, Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Întărește, Dumnezeule, sfântă și dreaptă credința dremăritorilor creștini și sfântă biserica ta o păzește în veacul veacului. Amin. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ce ești mai cinstită decât eruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără strigăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Mărire ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, odejdea noastră, mărire ție! Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează. Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților întru tălăudaților apostoli, ale Sfântului Ioan, înainte mergător, botezător al Domnului, ocrotitor acestei sfinte mănăstiri, a cărui hram îl sărbătorim, și pentru ale tuturor sfinților să ne mântuiască, să ne miluiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Iubiți credincioși, ne pregătim să înconjurăm Sfânta Biserică în cântări și în pricesne. Maică pururea fecioară, Maică pururea fecioară, glasul meu la tine zboară, Maica mea. Și toată clipa cea grea, și toată
Dumnezeule, pe mare mila ta, rugăm-ne ți auzi-ne și ne miluiește. Pentru oștea acestei mănăstiri, pentru cei ce trudesc și se ostenesc aici, și pentru ca să li se ierte tuturora greșeala cea de voie și cea fără de voie. Iubitor de oameni, Dumnezeu Tu ești și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Și pentru oastea cea iubitoare de Hristos, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
Vecilor.
Yeah.